Uite, uite, mama rechin. Aici stau eu cu domnul Motan și cu toată familia Motan. Oh, băi, foarte frumoasă casă, Oh, dar nu! așa în mijlocul nicăieri. Tata, stai puțin! Wow, dar câți oaghi sunt aici? Ai oaghi cu mușchi, oaghi topogan, oaghi normal. Ce se întâmplă aici? Ah, Aoleu! dar ăștia nu erau aici mereu? Eu m-am crezut că e ok. Nu! Stai să-l claxonez pe domnul Motan. Domnule Motan? Care sunt? Care e acolo? Cine e acolo? Domnule Motan! Ah! Stai, domnule Motan! Păi ce s-a întâmplat aici? Ce-ai făcut cu toată casa? Ce s-a întâmplat aici, da? Da! Ia spune-mi, câte zile ai fost tu plecat? Păi, am fost plecat doar o săptămână. Ce, nu te n-ai reușit să te descurci? N-am reușit să mă descurc. Uite-te în dreapta și în stânga ta, ce vezi? Păi, waghi waghi, dar de ce sunt atâția waghi waghi? De ce sunt atâția oaghi-oaghi? De ce? De ce? Nu știu, bă, cum am trezit într-o dimineață, erau aici, ce vreau să fac? Și m-am ascuns în casă, m-am baricadat, uite ce baricadă bună. Uite, uite, nici cel mai puternic topor din lume n-ar putea să distrugă așa baricada aici, ia uite, vezi? Vezi? Domnul Motan, n-ai forță nici distrugi cutia. Păi, dar trebuia să le spui să plece la oaghi ăștia. S-au Ce mișcat, să-i da. zic, bă, să plece? Da, păi, dar uite, uite cu cine am venit. Și cine este această doamnă? Bă, iarăși culegi boschetare de pe stradă? Păi, mama Brechin, bă, domnul Au, Motan! au, au, au! A, deci tot boschetare de pe stradă. Nu concepi Ai, nimic, tu. nu, ai, Iartă-mă, iartă-mă, mama Rechin, domnul Motan e mai nebun el de felul lui, dar hai, vino ca să faci cunoștință. Aoleu, Păi, domnul Motan, fă cunoștință cu mama Rechin. Dă-te, dă-te, dă-te. Deci, mama rechin. Dacă vrei să intri în casă, te descalzi la intrare. Da, normal, deci... Te descalzi la intrare sau nu intri? Bă, deschide-mă ușa asta, Hai, mama Rechin, vino cu aici. Bă! Stai, 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 Încerc stai, să înainte fac să intră, baricadă. înainte să intri. Stai acolo, trei pași în spate, mâini la urechi, cuvânt să n-auzi. Câți oameni vrei, bă, să mai aducem la noi acasă? Bă, dar e mama mea, domnule Motan. Bine că pe tata Rechin putem să-l ținem aici, dar pe mama mea, mama Rechin... Hai, mama Rechin, vino. Bă, lasă-mă, Bă, bă, da, să... tata, Lasă-o pe bă, mama... nu știu cum să zic, da, tata Rechin, dacă nu stai aici, ne rupi gâturile. Hai, mama Rechin, vino încoace, uite. Dai să dau baricada asta, hai. Vino încoace, mama Rechin, uite. Aici stau eu și aici o să stai și tu de acum înainte. Vai, ce mă bucur Na, că na, 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 ne-am na, 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 na. reunit. Mama Rechin, hai să arăt ceva, hai să arăt ceva. Vino încoace cu mine. Vino, vino încoace, vino. Hai, 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 să Ok. nu-ți fie frică, să nu-ți fie frică. Vino, am învățat o șmecherie. Că dacă te urci în mașina asta, urcă-te, urcă-te, urcă-te. Ok. Așa. Și dacă zic cuvintele magice, treci înapoi la tine acasă și nu mai veni aici, asta o să se întâmple. Domnule Motan! Ai Bă! eu! Nu, mama Rechin, vino înapoi! Domnule Domnule Motan! Motan, am încercat să fiu drăguță cu tine. Ce ai încercat că nu aud? Nu! Mama Rechin, ridică-te! Domnule Motan, să știi că ăsta e război între noi! Domnule Motan, deschide ușa! N-o să mă prins niciodată. Domnule, nu mai o să te ascult! Vino înapoi! Domnule Motan! Nu, nu, Draculas, Draculas, Zim, zim de Draculas! ce să nu o fac, zim! Gândește la copii! Gândește la cât de mult! Te-au fraierit! Bă, treci, bă, înapoi din baloții ăștia de fân! Nu, niciodată! Nu, până nu-mi promiți solemn că nu o să mă omori. Bă, da, îți promit că nu-ți fac nimic, domnule Motan. Haide, dă-te jos din fân, hai. Da, promiți că nu Hei! faci nimic, dar cuțitul ăla ce-i în mână la tine? Iorang, nu-i cu... Băi, nu, opriți-vă! Bă, toți din familia Rechin sunteți așa necivilizați? A? Păi tu ai început primul! O să mă prefac că n-am auzit asta. Uite, domnule Mota, mie mi se pare că ești foarte simpatic și aș vrea să începem din nou cunoștința Te asta. rog, Bună! te rog, Este te mama rog, Rechin. te rog, nu pune mâna pe mine, că nu știu ce boală fac dacă pun mâna pe tine. Ce boală faci? Tu ești plin, ăla plin de purici. Hai că am plecat de aici, nu mai pot. Mama Rechin, nu, stai, stai, uite. Pleacă, pleacă, așa, pleacă.
N-ai plecat încă? Tolly Motan! N-ai plecat încă? Vezi că, vezi că ai ratat! Vezi că, vezi că ai omorât-o pe mama reche! Tu ai omorât-o! Uite, domnule Motan, eu chiar vreau să fim prieteni, pentru că știu că ești un prieten foarte apropiat de-a lui Dracula, de-al fiului meu, și chiar vreau să ne înțelegem bine. Vai de capul lui, uite-o leac ciuia chiar, doamne ferească. Uite, unul se uită la stânga, unul la dreapta, vai de capul lui. În fine, rămâi în casa asta cu o condiție, plătești chirii și chiria e de 100% pe lună. Bă, tu nu o să plătească mama mea nicio chirie aici, bă. Nimic, hă? Dar noi ce avem aici, hotel? Noi ce avem, hă? Orfelinat? Ce-i ăsta? Bă, bine, bă, că mama Motan și tata Motan poate să te ia pe gratis. Ei nu stau pe gratis, că îmi plătesc mie chirii, dar banii nu mai ajung și la tine. Și tu nu mi-ai spus niciodată? Nu mi-ai spus niciodată? Aileu! Am băut banii, Dracula! Deci, dacă accepti condițiile mele și trăiești după regulile mele, poți sta în casă și devenim prieteni. Da, ok, ar fi perfect, doar că... Dar am și o rugăminte la tine, ai putea te rog să te duci până la baie să te speli, că ești plin de purici și nu pot să te iau în brațe, nu pot. Poftim? Ai auzit, ce ai auzit? Domnule Motan, la băiță, domnule Motan, du-te la băiță, hai! După ce că voi doi mirosiți a pești, efectiv, du-te, vai du-te și fă băiță! Băi, Dracula, e foarte frumoasă casa ta, dar e așa toată plină de pisici, așa nebune. Da, da, tot. Eu stau doar cu pisicile. Știi când am vrut să văd și alte animale? Un câine, orice, un porc, orice! Acum... Asta că acum s-au reunit rechinii. Da, să fie super bine. Exact, rechinii. Și mai rechini. Stai, ce s-a de acolo de la bucătărie? Gica, ce cauți aici? Bă, băieți, bă, v-am băut toată berea. Bă, dar tu de când plec și o săptămână de acasă gurița, și gurița, ce cauți gurița, aici? Gurița, gurița, gurița. Să-mi permis să vorbești. Nu, iartă-mă, iartă-mă, așa, șefule. Așa, dar nu mi-ai spus de domnița asta, cine? Băi, mama rechin, băi, mama mea, să nu cumva să te atingi de ea, că e mama mea. Domnișoară, ce program aveți diseară? Nu că nu l-aș ști prea bine, dar vă vreau doar pentru mine. Astea fiind spuse, Dracula, să-mi pare rău, dar trebuie să o fur și să mă duc cu ea la baza mea, pentru că m-am îndrăgostit prea tare și o să fie a mea pentru toată viața. Vino după mine dacă vrei să trăiești. Dracula, stai! Aici, în scaun, treci în scaun sau te bag în scaun cu rotile. Ok. No, Mamarechin! No! Dracula. Da? Trebuie să-ți spun ceva. Ce? Viteză, manu, gică! Și-a luat gagică, no! Mică! Roșie ca focul să-i surâdă norul. Nu, no, te-a venit să te ajut! Nu, dă-o înapoi pe mama rechin! Baftă, băieții! Nu mă ajungi cu tractorul meu! Gică, vino coace! Mamă, Motan, sper că stai bine, că așa o să stai toată viața de acum acolo. Va vino coace! Ține-te bine că pornim, mama rechin! Pune, părinț! Mă, ce se întâmplă? Auleu! Bă, sunte... mama rechin, ești bine? Nu sunt bine. Nu, mama rechin! Bă, auleu, mama rechin! Bă, ce se întâmplă? Nu, mama rechin, vin să te ajut! Mama rechin, ține-te bine! Dă-o înapoi pe mama rechin! Dă-o înapoi pe mama rechin! Mama rechin, ține-te bine! Ia, mama rechin, vino încoace! Frână! Pauză! Mama rechin, vrei ceva la magazin? O înghețată. Păi ce? Înghețată. Dracula, tu vrei ceva la magazin? Păi nu vreau nici... Hai cu mine! Păi, dar... Hai cu mine, am zis! Păi și mama rechin? Nu. Taci, las-o acolo, că e legat bine. Nu fugi nicăieri. Ajutor! Ai comentat? Stai, mama rechin, că... Stai, mama rechin, că îți luăm acum ceva bun. Bună ziua! Înghețată aveți? Bă, dar ai bani pentru înghețată? Bă, 50 de lei pentru înghețată asta! Vai, 50 de lei! Bă, ce fac? Bă, fugi rapid! O zis că e ofertă din partea casei. Bă, fugi rapid! Bă, mașină! Mama rechin, ține, ia asta în gură, baga asta în gură, așa. Bă, stai așa că am putea să-mi iau o cafea. Bă,
Bună ziua! A, stai că stai mort. A, domnul, unde țineți cafeaua? Domnul, ăsta nu mai pot să vorbesc. O adormi, săracu. Mama Rechen, ești bine aici? Cafea? Nu prea, dezleagă-mă, te rog. Păi stai că trebuie să vină Gică Vitezovanu. Nu poți să vezi fără el. Bă, prea bun e cafeaua asta. Ia să mai iau și de aici. Bă, domnul Gică! Domnul Gică! Hai să mergem! Vreau să o salvez pe Mama Rechen. Băi, tăcu din gură! Vreau să o salvez. Vreau să fac cumpărături. Mă lași să-mi fac cumpărăturile? Nu. La-da-da-da-da-da-da. Bă, ce faci tu? Ai făcut cumpărături? La-da-da-da-da-da. Bă, vreau să o salvez pe Mama Rechen. Cu altă ocazie. Oiu. Hai de Gică odată. Băi, cumpărăturile mele. Lasă cumpărăturile, n-avem timp. Lasă cumpărăturile, n-avem timp. Bă, draculas, ce-i acolo în cer? Unde? Bă, nu-i nimic în cer. Bă, acolo. Mașina mea! Hai, mă, mergem! Da! La peștana, pe o crenguță de tufala frumușel ne cântă cucu. Nu l-am auzit eu. Dracule, salvează-mă! Te salvez! Nu! Uleu, mi-o spart tractorul. Stai că te salvez, Mama Rechen! Mama Rechen, te salvez acum, stai! Te desleg acum de pe scaun! Te rog! Hai cu ajutorul să... Am deslegat-o bine? Băi, băieții, deslegare la peștia, zăi. Auleu, unde sunt? Prietenii Curcubeu, Pink, iubita lui Blue, ce se întâmplă aici? Mama Rechen! Auleu, ce faci, Gică? Dă-mi-o înapoi pe Mama Rechen. Vrei să o dau înapoi pe Mama Rechen, da? Da! Dacă vrei să o iei înapoi pe Mama Rechen, trebuie să faci ceva pentru mine. Auleu, ce trebuie să fac? Trebuie să stai, să asculți concertul meu. Concertul lui Gică Vitezomanu? Da, concertul lui Gică Vitezomanu. Unicul și singurul de pe planeta asta. Inegalabil, mondial și fabulos. Mama Rechen, tu ce ai dispus? Te rog, stai și ascultă-l, că altfel nu o să mă lase să plec. Draculas, ea nu are nimic de zis. Ea nu are păreri. Asta trebuie să înțelegi. Vai. Mama Rechen, o să te salvezi, stai. Nu, îți ascult concertul. Nu, îți ascult concertul, Gică Vitezomanu. Mai în spate. Cât din spate, că nu mai merge mai în spate de atâta. Nu, ai milă. Mai în spate. Aaaa! Draculas, prietenii Curcubeu, sunteți pregătiți pentru concertul lui Gică? Aoleu, ce concert? Draculas, punem că... Iartă-mă, Gică Vitezomanu. În momentul ăsta îți dai una peste față. O singură întrebare, dacă mai auzi din partea ta, vin și îți arunc cu microfonul în cap. Bine, gata, nu mai vorbesc. Ce-am zis? Un cuvânt, așa. Silențios ca telefonul. 3, 2, 1 și... În pădure, la peștana, pe o crenguță de tufana frumușel ne cântă cucu, nu l-am auzit de un an. Hei! Am zis să nu scoți un sunet. Bine, continuă, vreau să o salvez pe Mama Rechen odată. Așa. Vitezomanul Gică și-a luat mașină mică. Roșie ca focul să-i surâdă norocul. Așa, foarte frumos. Mai știi și alte melodii? Draculas, astea au fost singurele melodii pe care le-am știut. Nu, domnule Gică, sigur mai știi tu o melodie. Hai, încă una. Mă duc să-mi aduc foaia cu versuri. Bine. Mama Rechen, te-am scos, trebuie să mergem acum. Bă, am găsit o melodie nouă. Trebuie să te bag pe aici rapid. Aulă, dar nu-mi cap, Mama Rechen. Unde-i Mama Rechen? Mama Rechen, unde ești? Aulă, o să vină Gică? Aulă! M-am enervat. Dar nu-mi cap pe aici, nu pot să te bag pe aici ca să scăpăm. Uite, scrie acolo, Alex. Scăteți să-ți fugim. Vine? Uite-l că vine, fugi! Fugi, Mama Rechen! Trebuie să fugim. Legată de scaun. Draculas. Nu că Mama Rechen trebuie cumva să fiu ieșire pe aici. Unde e ieșirea? Aoleu, trebuie să fiu ieșire pe aici.
Cum putem scăpa? Amarechin, trebuie să fie ceva, un buton pe aici, o ieșire, ceva. Uite-l, 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 nu te uita! Uiți! Nu, iartă-ne! Vină încoace, vină încoace, aici e ieșirea. Aoleu, ce putem scăpa? Deschide ușa, da, vreți să scăpați de gică, nu? Da. Bă, și eu vreau să scap de gică. Fiți atenți, deci veniți aici mai aproape să vă zic cum se crește. Aoleu, mă, mare, pare rău că te-am adus aici. Nu, dar nu trebuie să-ți pară rău. Stai calm, e ceva foarte frumos. Mama Rechen, sper că ești pregătită. Ok. Aoleu! Și ne-am dus în pădure la peșta.